Probabil că știți, anul trecut am făcut acea campanie împreună cu Ministerul Muncii și cu ONG-ul care derulează proiectul pe cursurile de bone. Pe 25 luni începe primul curs la Târgoviște cu două grupe de câte 15 persoane și eu zic că o să fie un lucru foarte bun pentru că în decurs de două luni și jumătate, cât va fi proiectul, vor putea fi obținute acele diplome care sunt recunoscute în Uniunea Europeană și vor fi primele bone cu certificat care este recunoscut atât în țară cât și în străinătate. Eu zic că este un lucru bun pentru Dâmbovița, pentru că a fost unul dintre județele selectate. De aceea este și ambiția noastră personală de a-l duce la final acest proiect și de a fi printre primele județe care au bonele calificate.